Atenție când mergeți într-un serviciu auto. Potrivit Infocons, oamenii trebuie să se asigure că serviciul funcționează legal și că este autorizat de RAR. Totodată este bine să se informeze în prealabil asupra tarifelor și să ceară un deviz estimativ al intervenției. Să asigurăm un confort la total mașinică și al proprietarului. Pentru piesele de schimb folosite de serviciu la reparație și atât din socurile propriete și la comandă se oferă garanție asupra pieselor și montajului acestora. Specialiștii din serviciu au datoria să concilieze clienții asupra reparațiilor și costurilor aferente. Totodată, facturarea este obligatorie și garanția pieselor și manoperii. În schimb, îi sfătuiesc pe toți specialiștii din serviciu să respecte toate regulile impuse și să trateze fiecare mașină cu responsabilitate pentru a nu se produce accidente și alte tragedii în urma reparațiilor sau în timpul acestora. Cei care nu respectă regulile riscă amenzi sau chiar închiderea serviciului. În primul rând, sancțiunile contravenționale conform legii, dar există această măsură a suspendării activității și a suspendării licenței. Eu sper că totodată și Registrul Auto Român să se autosesizeze și să ia măsuri mai clare și mai intransigente cu privire la monitorizarea serviciilor auto care își desfășoară activitățile pe teritoriul României, fiindcă până la urmă aceste practici aduc o deservire majoră atât consumatorului, atât mediului de afaceri, cât și a unei concurențe neloiale. Potrivit Infocons, drepturile cetățeanului în calitatea lui de consumator trebuie să fie la fel și în Berlin, Paris și în București.